Bun găsit, doamnelor și domnilor, astăzi în cadrul știrilor Nova TV. Este timpul pentru pastila dumneavoastră de sănătate. Am ales ca și subiect să vorbim despre cristaloterapie. Malachitul este cristalul pe care l-am ales să vi-l prezentăm astăzi. Mircea Băgăcean este alături de noi în studioul Nova TV. Ne oferă mai multe informații despre malachit și despre efectele terapeutice ale acestui cristal. Mircea Băgăcean, bine ai venit! Bine v-am regăsit, mulțumesc de invitație! Cum spuneam în prezentare, vorbim despre malachit sau malachit, ambele termene sunt folosite. Un cristal, de fapt, aici vorbim de un carbonat pe bază de cupru, un cristal de culoare verde care aduce echilibru, intitulat și piatra echilibrului, aduce voieșie, fiind verde, viață și iubire. Este un cristal foarte puternic protector, deschide toate chakrele și ajută foarte mult sistemul imunitar. Iar ca un aspect mai particular, este unul dintre cristalele care asimilează și protejează împotriva radiațiilor electromagnetice și chiar radiațiile de metale grele, plutoniu, de exemplu, cadmiu, plumb. O singură problemă în ceea ce privește malachitul este foarte dificil de găsit și foarte dificil să-l găsești în starea lui pură, să nu fie contrafăcut. În general, pe site-urile sau pe unde poate fi găsit, e specificat malachit de sinteză sau malachit reconstituit, deci în cazul acela este clar un malachit sintetic. Cum aș putea recomanda să fie găsit mai ușor? În general, cumpărat de la persoane autorizate sau persoane care au, să zic, un renume în acest domeniu și magazinele sunt de specialitate, sau chiar cu propria persoană, în momentul în care îl luăm, îl atingem prin contact, el este mai greu și mai rece la prima impresie. Comparativ cu cel de sinteză, care este un plastic, să zic așa, și care este foarte ușor și cald. Spuneți-ne cum îl purtăm și când îl purtăm. Eu îl recomand, fiind un cristal specific acestei perioade, toamna, ajută sistemul imunitar și ne ajută la trecerea în anotimpul rece, un cristal care în același timp este recomandat zodiei în care suntem acum, Scorpion, în general trebuie purtat și recomand să fie șlefuit și purtat pe cât mai aproape de piele, sub formă de pandantiv, bijuterie sau brățară. Cum este acel brățară, sau cum este acela într-o poșetă sau undeva la noi. Deci, nu neapărat conține un procent mare, da, cum spuneam, fiind un carbonat de cupru, conține foarte mult cupru, care ușor, ușor este asimilat în corp, dar fiind un mineral natural, este benefic pentru organism. Îl purtăm doar în sezonul acesta sau putem să-l purtăm? De câte ori avem ocazia și de câte ori ne face plăcere această culoare, această piatră care în același timp este piatra echilibrului, cum spuneam, și care ne aduce o voieșie, o sănătate și o iubire necondiționată. Acestea au fost informațiile pentru pastila dumneavoastră de sănătate. Vă aștept la Media 120, acolo pe larg despre cristaloterapie și despre cristalele pe care ar trebui să le purtăm în sezonul rece.